sunt aplauzele domnilor voastre. Iar melodia pe care a cântat-o Victoria este una ruptă de sufletul fiecăruia dintre noi și mie întotdeauna îmi place să zic cele mai frumoase melodii sunt cele autobiografice. De ce? Pentru că ele au în spate istorii reale și pentru că ele sunt cântate din inimă și cu inima. Iar cele mai frumoase melodii, bineînțeles, le dedicăm persoanei care ne crește și ne iubește necondiționat. Verel Macu nu face o excepție. El cântă cu mult drag despre omul care este centrul universului său. O dedicație frumoasă pentru mama Olga.